Bună ziua, iubitori de cultură, bună ziua, adolescenți, pentru că emisiunea noastră vă este dedicată. La mulți ani, multă sănătate și să ne revedem cu bine, cu bucurie de fiecare dată. Astăzi m-am gândit să abordăm o temă foarte interesantă pentru domniile voastre. Este vorba de adolescență și pasiune, dar vreau să vă spun, așa ca o paranteză deloc nesemnificativă, că ne putem uita, indiferent de vârstă, la această emisiune noastră găzduită de Centrul Cultural, sub, să zic, conducerea discretei și inteligentei directoare, Carmen Salub, care de fiecare dată are grijă să ne simțim cât mai bine și să ne creeze un habitat benefic. Am invitat pentru acest lucru, pentru această temă, un adolescent în persoana Danielei Chițescu. Eu îi zic Ioana și lumea o cunoaște mare sub numele acesta, un adolescent, știu eu, interesant, așa cel puțin cred eu, este elev al liceului Ion Mihalache din Topoloveni. O să aflăm mai multe lucruri despre ea, o să ne spună chiar Daniela. Daniela, bine ai revenit, că tu ai mai fost aici la Centrul Cultural. Mă bucur să fiu din nou aici, pentru că întotdeauna m-am simțit acasă aici. M-am simțit foarte aproape de mine, de eu cum sunt cu adevărat. M-am simțit foarte liber aici și e o onoare să fiu aici. Sigur, dacă mă amintești, tu văd că ești modestă. Dar trebuie să amintesc că tu ai fost și ești o olimpică națională la filozofie. Filozofia, știți că este o preocupare așa mai aleasă a spiritului. Nu oricine are aplicare pentru filozofie. Asta nu înseamnă că nu putem fiecare dintre noi să fim filozofi. Sigur, știu că ai depus un efort destul de consistent așa, ca să ajungi la Olimpiada de Filozofie? Într-adevăr, este vorba despre efort, dar atunci când faci efortul cu pasiune, e mai mult fericire decât muncă. Și e o diferență. Da, tu ai recomanda aplicarea pentru filozofie? Adică tinerii merită să se aplice? Sigur că aș recomanda, pentru că filozofia este ceva incredibil, care te apropie foarte mult de tine, care te face să privești lucrurile în străfundul lor, așa cum sunt ele cu adevărat, să deosebești aparența de esență, și esența este până la urmă cea care contează cu adevărat, iar filozofia e cea care luminează și pune în lumină adevărul. Una lume spune, da, domne, faci filozofie, vorbește, pricepi, ești orator, cred că este la îndemâna, și la îndemâna mea să fac lucrul ăsta. Da, e adevărat, dar filozofia, cum spune un mare gânditor, nu ține de simțul comun. La tine, cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Păi, cred că m-am născut oarecum pentru asta, pentru că eu dintotdeauna am avut aplicare către filozofie, doar că așteptam ceva care să mă împlinească și am găsit filozofia. Ok. Vorbeai despre pasiunea ta pentru filozofie. Aș pune întrebarea cam cât de ciudat se naște o pasiune, să zic, în speță pasiunea pentru filozofie, că tu ai și altă pasiune. Nu cred că se naște. Eu cred că ea deja este acolo și doar o descoperim. Doar devine real. Da, mai întâi sunt convins că a apărut pasiunea pentru carte. Când a apărut ea la tine? Cred că m-am născut cu ea, nu știu. Mi-aduc aminte și de când eram foarte, foarte mică.
eu eram foarte pasionată să citesc, de lectură, și lectura m-a îndrumat oarecum către filozofie. Cel puțin îmi amintesc că am avut niște cărți așa care mi-au determinat, așa m-au dus în bibliotecă. Este vorba de Captivii de Fileu Panterei, mi-amintesc de Ulița Copilăriei la Teodoreanu, în Casa Bunicilor. Tu, pe tine, ce carte te-a determinat, ce carte te-a copleșit așa? Păi, este și cartea care m-a împins către filozofie și anume Nietzsche, chiar dacă probabil pare o alegere foarte grea. Nu, e alegerea ta. Pentru vârsta mea. Mie mi-a plăcut întotdeauna de Nietzsche și am fost atras de modul în care el scrie, de modul în care gândește și de modul în care filozofează, pentru că asta e important. Pentru tine cartea este așa o ființă vie? Cum o simți? Cu siguranță este o ființă vie care lasă în ființa ta vie o altă amprentă, o altă interpretare și sunt cărți care cu siguranță schimbă vieți. Știi că se spune, domnule, întreținem relații de prietenie cu multe dintre cărțile noastre, să zic, din microbiblioteca noastră. Sunt convins că ai o bibliotecă interesantă acasă și stăm într-o relație din asta cu ele, le stimăm, le iubim, chiar ai cumva cărți pe care peste care, să zic, ai trecut cu ochii minții, nu mai cu ochii fizici și le detești? Adică... Nu. În general, cărțile pe care le-am ales, sau mai bine zis, m-au ales ele pe mine, au fost cărți pe care le-am simțit. Deci, ai reușit să selectezi dintr-un început o carte? Sau puterea asta de selecție a apărut în timp? Cred că am iubit cam tot ce am citit. Pur și simplu, acțiunea de a citi și lectura în general m-a făcut să mă duc foarte mult spre zona filosofiei. Da, pentru mine lucrurile sunt, să zic, cât de cât clare. Ce presupune o pasiune? Pentru tine ce presupune pasiunea? Dați voie să vă reformulez întrebarea. Eu aș spune întrebarea astfel. Da. Ce nu presupune o pasiune? Interesant. Pentru că pasiunea e sensul vieții. O viață fără pasiune este ca un nou născut care își așteaptă moarte de la început. Deci, efectiv, se naște mort sau te naști mort, da, fără pasiune. Deci, cum s-ar spune, parafrazând dictonul Nihil Sine Deo, nimic fără? Dumnezeu. Nimic fără pasiune. Ce le recomanzi tu, sau ce le sugestionezi tu adolescenților care te privesc acum în această emisiune? Nu cred că sunt în măsură să sugestionez sau să recomand ceva. Doar cunoaște-te ipsum, cunoaște-te pe tine însuți. Sigur, ar trebui să fiecare adolescent nu să se cunoască foarte bine pe sine și de acolo cunoașterea celorlalți. Pentru că suntem în colectivitate, suntem ființe sociale și automat intrăm în relație cu celălalt, cu celelalte lecții, să zic așa, de viață, cum bine îți place ție să spui. Mihai Rala, marele sociolog, psiholog și numai puțin antropolog, spunea că adolescența, citez, atrage prin bizareria ei enigmatică. A se înțelege stranietate, ciudățenie, da? Prin secretul său impenetrabil, prin imprevizibilitatea și violența ei, prin spontaneitate. Cam cum ai interpretat tu ce spune Mihai Rala despre adolescență? Păi, cred că a definit-o destul de bine, pentru că, într-adevăr, adolescența este o perioadă foarte zdruncinată a vieții. Da. Și, într-adevăr, este perioada în care noi, ca tineri, ar trebui să ne descoperim și să încercăm să punem o ordine în haos. Sigur, el o numește ciudățenie, este o chestie de
zona de enigmă și secretul este impenetrabil. Îl vezi așa pe un adolescent, chiar așa, în turnul lui de Fildeș sau acolo, în cazemata lui și să nu iasă? Cum ar trebui să... Păi nu contează cum îl văd eu, contează cum se vede el pe sine. Da. Este imprevizibil un adolescent, așa? Cu siguranță. Cu siguranță. Deci trebuie să ai, eu zic ca adult așa, o spun și din perspectiva dascălului, îți trebuie o mare răbdare cu un adolescent, nu? Da, și din punctul meu de vedere și din experiența mea pot spune că și eu, la rândul meu, sunt foarte imprevizibilă și spontană, dar fix lucrul acesta ne face special și frumoși. Și, zic eu, atractivi. Da. Și chiar interesanți, pentru că dacă din prima un adolescent se deschide, nu știu, n-ar mai fi adolescent și eu, mi se pare mie. Adică deschiderea asta din prima arată ceva. Arată că a depășit probabil pragul adolescenței. Un adolescent este întotdeauna spontan, să zic, sau are o spontanitate proverbială. Jean-Jacques Rousseau, știi și tu la fel de bine ca mine, marele filozof, care a scris Confesiunile, poate una dintre cele mai apreciate autobiografii, spunea că aici este a doua naștere. Chiar așa să fie adolescența, o a doua naștere? Da, așa este, pentru că noi ne naștem din nou în acest moment al vieții. În momentul în care ne descoperim, lăsăm în urmă ceea ce am fost până atunci. Te referi cumva la zona la micile insecurități, la... Da, exact. La care este percepută sclavia ca... copilăria ca o sclavie și probabil vreți să evadați de acolo, să fiți voi... Da, e un moment de libertate. Independent, să vă strigați în gura mare, nu? Sunt liber, da? Nimeni nu mai e ca mine, nu? Toți tânjim după libertate, chiar dacă este foarte greu de atins sau chiar imposibil de atins, dar e important să ne simțim liberi. Da, să fim cu adevărat, numai în mod în chip declarativ. Rousseau continuă să spună, acum omul se naște propriu-zis. La viață și nimic uman nu este străin. Chiar așa să fie? Mie îmi place mai mult zona extraterestră, zona nepământeană. Și cred că fiecare dintre noi avem zona aceasta, noi. Și fiecare alege să fie mai teluric sau mai nepământean. Eu am ales să fiu un puțin mai extraterestru. Da. Și asta a trezit în mine multe pasiuni, printre care și poezia. Da. Păi dacă a trezit în tine poezia și eu am vrut să vină spus asta ta mai târziu, nu întâmplător, dragi adolescenți, sper că aveți în față, cel puțin așa cred eu, sper să nu mă judecați greșit, un poet autentic. Eu ți-am spus înainte de emisiune să vii cu câteva versuri, chiar să ne convingi că merită să ascultăm poezie. Ca să nu mai spun că pe 15 ianuarie s-a născut marele poet Mihai Eminescu și știți că nu întâmplător Ziua Culturii Naționale nu putea fi pusă decât, să-l parafrazăm puțin pe Sorescu, decât pe 15 ianuarie. Ioana, fii drăguță și încearcă să spui câte ceva din creația ta. Pare pretențios, probabil, țuțea de unde este el acolo, de unde este el, din ce poate să surâdă puțin, că el spunea creator este doar Dumnezeu. Dar, bineînțeles că exagera, era țuțea. Te rog, aș vrea să fii în afara debitului tău verbal, repeziciunii tale, vulcanismului tău, să fii cât se poate de... Da. Mai calm, mai încetit, da? Poeziile mele niciodată n-au avut titlu, pentru că nu aș fi putut strânge tot sentimentul și toată trăirea într-un singur cuvânt. Eu mă gândeam, fac o paranteză, de ce
ai făcut așa un anunț, așa ai... Simt nevoia să explic lucrurile acestea, pentru că sunt puțin ciudate, sunt diferite. În general, poeziile au o anumită structură și eu nu mă încadrez în tiparele acelea și de aceea fac explicații. Luați aminte, adolescenți, nu ține neapărat să aibă poezie un titlu. Da, sunt convins că toate poeziile tale se înscriu totuși sub un titlu. Nu știu. Dragostea de poezie, știu eu. O să încep acum? Da. Mi-e dor de ochii verzi și mincinoși și răi, ce adunau oceane întregi într-o privire. Mi-e dor de ochii ce erau ai tăi și revărsau doar noapte din pupile. Și aș vrea să plec departe în furtună, dar sunt închisă în tine ca într-un mormânt, ca un copac ce ploaie grea în dură, veșnic legat în rădăcină de pământ. Atât aș vrea să dau în voia timpului tot ce amintește că ne-am iubit și noi odată, dar nu mă nec în lacul tău verzui, parcă trăiesc în el mai mult ca niciodată. Mi-e dor de pielea ta ca de zăpadă, de când simțeam și eu căldura dulcea ei. Mi-e dor de umerii de animal de pradă, ce înconjurau flămând și rece pe ai mei. Aș vrea să mă strecor din nou sub a ta mască, să-ți văd chipul plin de flori de soare, și inima-ți de maci ce-ar vrea să mă iubească, dar în suflet ți-a crescut parcă altă floare. Și chipul meu îl vei uita ușor, căci tot ce a fost al meu acum este la ea. În viața ta eu am avut bilet de călător, dar pentru el eu am lăsat la schimb inima mea. Am vrut să fiu motivul zâmbetelor tale, dar parcă aș vrea acum o lacrimă să storc, să-ți simt și eu că nu ți-am fost degeaba în cale, dar știu că e prea târziu să te întorc. Ce-a fost acel blestem ce mi te-a scos în drum? Și de ce iad a vrut să mă dezlege? Să-mi lase urmă regretul că de-ai veni acum, aș ști că tot pe tine te-aș alege. De azi mă jur că nu te mai iubesc, dar când îți văd privirile păgâne, parcă îmi vine să mă mai prostesc, să jur că nu te mai iubesc de mâine. Eu credeam așa că, și cred, poate e o prejudecată. Ce s-ar putea, e mai mult retorică întrebarea, ce s-ar mai putea scrie după Eminescu, după Arghezi, după Barbu, după Ioan Alexandru, după Matei Vișniac, după Emil Brumaru, după Nichita Stănescu? Și uite, dar fac eu o constatare imediată, se scrie. Și nu se scrie oricum. Pur și simplu trebuie să înțelegem cu toții că asistăm astăzi la o diversificare, să zic așa, a demersurilor poetice. Și chiar asistăm, dacă îmi permite să spun, la o lărgire a sferei poeticului. Poezia de azi se confruntă, bineînțeles, cu o realitate nouă, trebuie să înțelegem și lucrul ăsta, și iar trebuie să mai percepem un adevăr, nu? Care trebuie să fie foarte clar în mintea oricărui poet, că nu există creație ex nihilo, adică din nimic. Eminescu spunea foarte frumos, iar noi epigonii, nu venim de undeva. Și pur și simplu nu pornim niciodată de la zero. Avem ceva înaintea noastră. Ioana, sunt copleșit de poezia ta. Te rog, dacă mai poți citi o poezie. Da. Și de ce mai îndrăzneață? Pentru că tu ai chiar ce să spui. Ai un mesaj, da? Da. O altă poezie. Pământ m-aș face dacă ai fi floare, și floare de ai fi m-aș preschimba în soare. Să nu te ard, m-aș transforma în rouă, și ca să nu te nec, m-aș rupe pe din două. Natură dacă ai fi, eu aș fi primăvară, primăvară de ești, eu voi fi o vioară. Și să-ți cânt, m-aș preschimba în ciocârlie, și dacă ai vrea, glasul l-aș lua să-ți-l dau ție. Iarbă de-ai fi, m-aș preschimba în vânt, să nu te las vreodată să stai la pământ, să nu te calce în picioare cineva, m-aș face pod să stau deasupra ta. Țărm dacă ai fi, m-aș preschimba în mare, și
și plajă dacă ești, am să te scald în sare. Orice ai fi, dacă tu ai fi zare, m-aș preschimba în păsări călătoare. Un râu de-ai fi, m-aș preschimba într-o barcă. Potop de ești, eu îți voi fi o arcă. Și de-ar fi un singur loc păstrat la mal, eu te-aș salva pe tine și aș rămâne val. Pictor de-ai fi, m-aș face pânza albă, să te privesc schițând iubirea noastră oarbă. Un porumbel de-aș fi, eu m-aș opri din zbor, să-mi smulg penele ca să pictez color. De mâine te vei deveni un rai, m-aș face sfânt și a sta în flor de mai. Tu pentru mine și iadul dacă ai fi, ca să ajung la tine tot aș păcătui. Pur și simplu, una lume crede că vine pe terenul poeziei și face nu știu ce inovație. Eu cred că nu prea e nimic nou sub soare. Poezia rămâne poezie, numai că uneltele cu care noi lucrăm sunt altele, evident că ne izbim sau dacă vreți facem proștință, suntem într-o altă realitate, o realitate nouă și evident uneltele noastre sunt pe măsură. Există o altă paradigmă, un alt fel de a vedea, un alt fel de a vedea poezia. Dar ca să credem noi că acum schimbăm și nu știu ce inovații aducem și că suntem deasupra lui Eminescu cu orice preț, că unora nu le place să zicem, mi se pare o tentativă falsă. Tu cum reușești să scrii? E foarte interesant. Cred că e mai mult ca un imbold, pentru că am tot vorbit cu diversi poeți și mi-au spus modul în care scriu ei. Și eu nu m-am încadrat în acel mod, chiar dacă sunt ele mai multe. Da. Eu pur și simplu scriu pentru că am nevoie să scriu. Scriu pentru că am nevoie de mine. Scriu pentru că dacă n-aș face asta, probabil emoțiile mele ar exploda. Pentru mine asta e poezia, emoție pură. Tot ce simt, scriu și n-aș putea să scriu fără să simt. Un sentiment din ăsta profund, de fapt, și pasiunea. Știi că se definește ca o stare afectivă intensă și durabilă pentru cineva, pentru ceva. Și automat, vorbeam și înainte de emisiune, dacă nu cumva pasiunea la un moment dat ne controlează ea pe noi, adică ne duce, știi că ea îngrenează întreaga noastră personalitate. Automat, când ești pasionat, altfel îți scurg ideile, altfel te implici cu toată ființa, nu-i deloc comod. Cineva mă întreba cum percep eu profesiunea mea de meseria mea de profesor și am spus la mine bucuria cea mare este că pasiunea mi-a devenit profesie și atunci sunt implicat cu toată ființa mea. Tu cum te vezi în poezie? Implicată total? Este o stare care îți produce tulburare? Tulburarea trupului, a sufletului, că până la urmă o pasiune, să fim serioși, te afectează, să zic așa, te zdruncină și trupește și sufletește în bine sau în rău. Și atunci noi în viață dăm și de momente din astea, și mai bune și mai rele. Păi, poezia este parte din sufletul meu și când vine vorba de suflet, nu putem vorbi de părți, nu putem vorbi de jumătăți de măsură, astfel încât poezia pentru mine devine însuși ea ca fiind eu, mă reflectă în totalitate și tocmai acest lucru face poezia să fie altcumva, adică puțin pentru mine. Ai putea să pui egal între sufletul tău și poezie? Da. Știi că mă gândesc la... Mi-a venit acum o idee pe care trebuie să o împărtășesc și în asta. Sinele tău, până la urmă, este definit de poezie, adică poezia, până la urmă, te eliberează, ți creează, știi, o stare extraordinară sufletească. Când e vorba despre sine, despre suflet,
Noica avea chestia, nu contează cine ești, da, ci care ți este sinele, că cele mai vaste cât tine. Nu cred că putem defini în cuvinte, dar poezia mea e o interpretare a necuvintelor acelor. Sigur, în relația cu ceilalți folosim cuvintele, deci practic avem și un răspuns tot prin cuvinte. Dar de dincolo, cum îți place ție să spui, da, dincolo de cuvinte. De dincolo de cuvinte. Mă gândeam dacă școala noastră românească se face ceva sau se face, s-ar putea face ceva mai mult pentru poeți de genul tău, pentru oameni preocupați de lucruri absolut formidabile și ce am putea să facem, pentru că, uite, Plutarh, marele filozof grec, spunea că practic capul tânărului nu-i un vas pe care trebuie să-l umpli. Spune, ci o făclie pe care să o aprinzi, astfel încât mai târziu să lumineze cu o lumină proprie. Nu cumva, vreau să spun și vreau să comentez și tu lucrul ăsta, nu cumva noi părinții, noi care suntem părinți, părinții noștri, mai copiilor, frumoși, inteligenți din această țară, frumoasă, care poate să fie prosperă, foarte tare, nu cumva își doresc niște odrastle, niște copii doar așa, cu coroniță, cu foarte multe cunoștințe și realizați din punct, să se realizeze din punct de vedere material, economic, pecuniar. Adică, până la urmă, noi la școală ce trebuie să facem? Să devenim oameni, să creăm niște oameni. Ce oameni suntem noi? În spiritul călor valori trebuie să fim educați. Adolescenții, ca să înțeleagă mai bine, să punem degetul pe rană. Adolescenții, ce trebuie să facă? Ce trebuie să înțeleagă acum? Pentru că au în față un adolescent. În ce valori trebuie să fim educați noi? În primul rând, o coroniță de flori și o bucată de hârtie pe care scrie premiul întâi nu definesc capacitatea ta de a gândi, ceea ce produce o confuzie la nivelul școlii, aș putea spune, pentru că asta face școala noastră. Este un subiect deja arhicunoscut, că școala pune accent pe memorare, pe capacitatea de a stoca informații și nu de a le gândi. Și cred că asta ne îndepărtează oarecum pe cei care suntem diferiți. Pe mine m-a făcut să mă îndepărtez foarte mult de școală și... Da, nu de toată școala, că nu de toată școala. Eu mă simt puțin exact că-s profesor. Și... Nu de toată școala, dar de ceea ce promovează școala. Cred că școala ar trebui să promoveze alte valori. E anacronică, într-un fel, nu e? Trebuie să punem degetul. Trebuie schimbată mentalitatea predării. Da? Adică noi, până la urmă, pentru ce ne pregătim? Pentru că, dacă ți-amintești, din anul întâi, la logică, când am venit, v-am pus să scrieți pe caietele voastre non scole sed vitae discimus. Și v-am spus, nu pentru școală învățăm, ci pentru viață. Atunci nu trebuie să fim noi în baie educație, în spiritul acesta al frumosului, al adevărului, al binelui. Așa ar trebui, dar nu se întâmplă asta. Fim, să ni se spună, uite ce virtuoși suntem noi, adolescenții, și dacă noi suntem educați, noi, adolescenții, suntem educați în spiritul acestor valori, nu cumva mâine societatea are alt chip, pentru că, practic, chipul pe care îl are societatea de azi, dați-mi, dăm voie să spun și trebuie și adolescenții să mă înțeleagă, e cam gri, așa, cam difuz, cam... Na, nu-i prea clar. Ce societate avem noi cu... în care trăiesc niște indivizi care nu sunt în stare să se adapteze noilor condiții. Iată, a venit pandemia peste noi și avem reacții dintre cele mai bizare, de cele mai ciudate. Suntem împărțiți, suntem divizați. Nu mai știm să cântăm la unison, iertați-mă, dar o societate trebuie să fie, poate, iertați-mă, îndrăzneala de a compara cu orchestră, trebuie să rezoneze. Eu trebuie să rezonez cu directorul Centrului Cultural Dietru, Centrul Cultural trebuie să rezoneze cu tine, trebuie să rezoneze cu oamenii din jur. Da, într-adevăr, situația în care suntem ne-a făcut să ne depărtăm unii de alții și mai mult decât eram înainte. Și poate din frică, poate pur și simplu dintr-o răutate care n-a fost neapărat intenționată,
dar niciodată n-ar trebui să uităm de cei din jurul nostru. Dar ea ne-a dat, nu e și dovada, ceea ce se întâmplă astăzi în societate, nu este și dovada faptului că avem destule minusuri. Da, este în educație, o lecție. Că n-am investit destul în educație. Sau dacă vreți, am investit foarte puțin. Și atunci cum să avem o educație aleasă, o societate prosperă, când dascălul este umilit? Da, cred că într-adevăr școala este baza societății. Da, și când elevul este pus să memoreze, cum ai spus tu, să fie, să dea dovada unei memorii extraordinare, să fie un individ care doar reproduce, și dascălul, bineînțeles, spuneam, nu mai este la înălțimea ceea ce era cândva în școala. Informațiile sunt importante, într-adevăr, sunt dar importante, fără ele. Dacă ești incapabil să le interpretezi tu, e inutil. Adică, practic, trebuie să învățăm pe elevii noștri la școală, cum spunea un adolescent, trebuie să învețe să gândească cu mintea lui. Da. Trebuie să aibă o gândire critică, să vină într-un dialog deschis cu partenerul care este profesorul. Dar dacă profesorul nu permite lucrul ăsta, dacă profesorul este închistat acolo, rămâne în cazemata lui și nu dă curs unui dialog civilizat, sincer, nu are o deschidere grozavă pentru partenerul lui de dialog, rămâne educația un concept acolo încremenit în proiect. Și acum, am mai spus-o și o repet, școala mai arată și cum arată dascălul. Sigur, trebuie să fie un model, nu? Care nu neapărat să copleșească. Vreau să merg pe o idee și să spun că moraliștii din trecut, chiar din antichitate și din Evul Mediu, nu prea erau partizani ai pasiunii. Știi că în limba belena, pathos este corespondentul din limba latină, pasio. Și amândoi termenii, normal că sunt cam același lucru, și văd această, știu eu, înflăcărare a trupului și sufletului, pentru că, până la urmă, pasiunea este o înflăcărare. Nu? Este un sentiment foarte puternic care cuprinde, care se afectează și, cum spuneam mai devreme, și trupul și sufletul. Dar ca să nu mai putem fi, bineînțeles, astăzi de acord cu ce spuneau anticii cu stoicismul acela, susține, abține, rabdă și stăpânește, chiar și cu moraliștii creștini care spun că pasiunea orbește, pasiunea orbește rațiunea și atunci ar fi un fel de boală a sufletului. Tu cum vezi lucrul ăsta? Adică dacă vezi pasiune în adolescență, la un adolescent, da, e bolnav sau cum? Să nu, adică să înțeleagă foarte clar ce. Cu siguranță nu este bolnav. Întotdeauna a fost această bătălie, spune eu, dintre rațiune și pasiune. Să fii pasionat de ceva și să simți pasiunea nu înseamnă să fii bolnav. Cu siguranță nu asta înseamnă. Înseamnă să fii, să nu te numeri printre cei care fac parte din spiritul comun. Să ai spiritul tău. Moraliștii creștini vreau să spun că și mai sunt și astăzi, de ce nu? Chiar condamnă. Uite, domne, e pasionat. E normal să fii pasionat. Adică nici nu văd că de aceea am și ales tema aceasta, cum am putea să dăm la o parte pasiunea de adolescență. Cum? Adică eu când văd un adolescent, îl văd înflăcărat, entuziast, se bucură de viață, respiră prin toți porii, are o deschidere extraordinară, gafează pentru că este sincer și noi, adulții, nu prea iertăm, pentru că prea avem forța iertării noi. Așa că, dragi adulți, fiți puțin mai găduitori, dar e bine să fiți atenți la manifestările adolescenților, pentru că, până la urmă, ei sunt viitorul, nu? Acestei nații. Cum îi creștem acum pe tineri, așa, avem așa imagine mai bun sau mai mult sau mai puțin frumoasă o avem mâine în societate. Pasiunea este o iubire excesivă pentru ceva? Ce s-a întâmplat? Sau cum vezi?
lucrul ăsta. Cred că pasiunea este iubire, sine, și de aceea avem nevoie de ea, pentru că o viață lipsită de iubire e ca la roboți. Fără ceva pe care să-l simți, pe care să-l iubești, pur și simplu rămâi fără motive să trăiești. Eu mi-am notat un lucru extraordinar aici și pasiune sufletului, știi foarte bine că ai fost la Olimpiada Națională de Filosofie și nu numai, este scris acest tratat de René Descartes, cel care spunea cuget, deci există. Deci în clipa în care nu mai cugeți, practic nu mai ești. Dubito ergo cogito, cogito ergo sum. El spunea că vedem că toate pasiunile sunt bune prin natura lor și că noi nu avem decât să evităm utilizarea lor greșită sau excesele lor. Cum vezi lucrul ăsta? E un îndemn la moderație sau ce? Cred că depinde foarte mult de persoana ta, pentru că oarecum e o conexiune, o relație. Tu îți alegi pasiunea, dar de fapt ea te alege pe tine. Ai simțit așa un miros așa atractiv? Știu eu, poezia a spus vină, că tu ești Ioana făcută pentru poezie? Nu sunt semne care să fie atât de vizibile, dar cu siguranță nimic nu este întâmplător. Și cred că rămâne poezie și eu m-am născut în poezie și ea s-a născut în mine și este sigur, așa, încerc. Pentru că dacă s-a născut în tine, n-ai putea să ne mai dai o mostră așa de... Desigur. Da. Tu le citești acasă poeziile? Recitești? Te-a apucat așa un dor așa nebun să citești propria operă? Ghilimele, iau. Nu neapărat, pentru că eu scriu ce simt și n-ai cum să uiți ceea ce simți. De aceea eu am o conexiune cu poezia mea și câteodată am impresia că e ceva care vine de nicăieri și eu sunt doar un instrument în relația aceasta. Mai adus cu gândul la definiția aceea a lui Nichita Stănescu, iubire tânărul de laică, nu? Așa ceva? Da. Cum vezi tu pasiunea asta pentru poezie? Pe ceva tulburător? Că tot văd că scrii... Nu este ceva tulburător, este tulburarea însăși. Pentru că poezia te face să te risipești, dar tot ea te adună, dar sub o altă formă, sub formă de versuri. Cum reușești tu să îți... să domini, să stăpânești bestia asta care o domesticești? Poți să o domesticești? Nu e atât de complicat pe cum ar părea, pentru că e vorba de emoție, e vorba de ceea ce simt eu și nu e ca o bestie, având în vedere că poezia mea e puțin mai tristă, e mai de dor. Da, e poezie. E poezie până la urmă, da. Da. Dar nu e ca o bestie. E ceva liniștitor. Simți că trebuie să dai de acolo, nu? Să scrii pe foaie, să pui acele versuri ca să te eliberezi. Probabil e o eliberare, nu? Este, nu? Da. Este. Ioana, te rog. Din lumina ai coborât, tu, lumină de împărat, și apoi mi-ai făcut mireasă peste întregul regat. Și la nuntă am invitat stelele din galaxie și ne-a culunat un codru lung un lac de apă vie. De sus cerul ne privește, ramurile cum ne cresc, martorii ne sunt chiar brazii să vadă cât te iubesc. Pe tâmple mi-a așezat o cunună de albine, să se schimbe în miere tot ce simt eu pentru tine. Și de dragul tău, iubite, timpul nu mai e firesc. Din sămânța mea de om cresc petale și înfloresc. Mă îmbrac în stărătarea ce se scurge ca nisipul. Mă iubesc cu tine, soare, razele îmi scaldă chipul. Și mă umplu de iubire, mă acoperă cu flori. Părul mi se pierde în zare și apoi devine zori. Din ochii îmi răsare iarbă pe pământul pârjolit. Și din ei se scurge ploaia în albastrul infinit. Frunzele ce sofilesc se schimbă apoi în fluturi și cu ei îmi zbor pe umeri, roa rece sau scuturi. Pielea albă se frământă în suflarea vântului,
prin fragile rădăcini de sufletul pământului și pe frunte ai acum mândră coroană de nori, ca să ții o viață întreagă minte, cum e să te însori. Verdele s-a întins spre noi, noi natura am devenit, a rămas doar o poveste despre un mire ce iubit. Iana, ne mai poți citi o poezie? Da. Te rog. Să mai aleg una. Da. Știi cum mă gândeam că nimic durabil, eu să-l țin așa imediat, nimic durabil nu poate exista în afara pasiunii. Helvetius spunea că numai marile pasiuni dau naștere oamenilor mari. Iar Jean-Jacques Rousseau, da, cel cu contractul social și cu Emil și stau despre educație, marele filosof, spunea, n-am putut scrie niciodată, și poate e valabil și pentru tine, și pentru mine, și pentru data lumea, nimic decât mâna de pasiune. Deci dacă nu vine ceva acolo din interior, da, pe care nu poți să-l definești. E un foc care arde. E un foc, exact. De-aia vorbeam de înflăcărare. Bun, Ioana, te mai ascultăm până trecem la altceva. E liniște în cer și în suflet urlă dorul, un înger nu mai cântă, s-a prăbotit și corul. Nimeni nimic nu vede, ochii li s-au închis, de când iubirea noastră în tine s-a închis. Și atât de frig, e raiul sub zăpezi, aștept să mă încălzești, dar tu nu mă mai vezi. Nu există căldură și fulgi încep să cadă, la mine în inimă un foc să nu mai ardă. Noi tineri ne iubeam, așa păcat de noi, acum suntem bătrâni și înăuntru goi. Și din atâta soare mai pâlpâie doar luna, din atâtea speranțe n-ai împlinit niciuna. Și s-a închis și raiul, noi am rămas afară, tu în inimă cu ea, eu cu inima goală. Să ai grijă de ea, din cer să-i cobori sfinți, pe ea să o iubești, pe mine să mă minți, să mă urăști cu totul să fie mai ușor și să mă scoți din suflet să pot și eu să mor. Mă întind pe pământ și în suflet am doar dor. Am rămas fără tine și n-am aripi să zbor. Iana, eu deduc din poezia ta că ai oarecare agitație interioară. Cum vezi tu poezia așa ca stare a sufletului agitat? E... chestie pentru la filozofie și la... Da. Poezia e ceva ce agită acea agitație și mai rău. Până îi dă, da, până îi dă un sens, până prinde contur și în final ajunge să liniștească acea agitație. Când tu, până la urmă, mă duci cu gândul la faptul că poezia este un fel de medicament pentru suflet. Cu siguranță, dar nu pentru orice suflet, pentru că nu toate sufletele sunt făcute pentru poezie. Da. Din trământarea ta interioară au ieșit niște bijuterii de versuri. Sunt convins că tu vei merge mult mai departe în poezie. În limba latină se spune Excelsior. Sus, cât mai sus. Nu rămâne decât să-ți urez mult, mult succes în continuare. Mulțumesc. Să nu uităm, am pregătit un moment de câteva clipe, să nu uităm de Eminescu, de Ziua Culturii Naționale și am vrut să vă facem o surpriză. Am vorbit cu Ioana mai devreme. Ioana, aduci tu o poezie, tu citești în stilul tău așa poetic și vin și eu cu o poezie, cu o rugăciune, am zis eu. Ioana, te rog, ce ai pregătit tu din Eminescu? Pentru că din când în când trebuie să le aducem oamenilor la minte că mai trebuie să cumpărăm un volum din poezia lui Eminescu, că mai trebuie să venim la durabilul, la eternul, la veșnicia poeziei românești, adică la Eminescu. Să nu uităm, îl marcăm în felul nostru, simplu. Da. Te rog, Ioana. Având în vedere tema de astăzi și făcând o conexiune cu pasiunea, mi-a venit în minte poezia Floarea albastră de Eminescu. Iar te-ai cufundat în stele și în nori și în cerul înalte, de nu mai uita în calte sufletul vieții mele. În zadar, râuri în soare, grămădești nata gândire și câmpiile asire și întunecata mare. Piramidele învechite urcă în cer vârful lor mare. Nu căta îndepărtare, fericirea ta, iubite. Astfel, zise Mititica, dulce netezind un părul. Ah, i-a spus de adevărul. Eu am râs, n-am zis nimica.
Hai în codrul cu verdeață, unde izvoare plâng în vale, stânca stă să se provale în prăpastia măreață. Acolo, în ochii de pădure, lângă balta cea senină și sub trestia cea lină, vom ședea în foi de mure. Și mi spune atunci povești și minciuni cu a ta guriță. Eu, pe un fir de romaniță, voi cerca de mă iubești. Și de-a soarelui căldură, voi fi roșie ca mărul. Mi-o-i desface de aur părul, să-ți astup cu dânsul gura. Te mi dau o sărutare, nimeni în lume n-o s-o știe, căci va fi sub păblărie. Și apoi, cine treabă are? Când prin crengi s-a fi ivit, luna în noaptea cea de vară, mi ținea de sub sioară, te ținea de după gât. Pe cărare în bolți de frunze, apucând spre sat în vale, ne-am dat sărutări pe cale, dulci ca florile ascunse. Și sosind la-l porții prag, vom vorbi în întunecime, grija noastră n-ai bonime, cui ce-i pasă că mi-ești drag? Încă o gură și dispare, ca un stâlp eu stam în lună, ce frumoasă, ce nebună, e albastra-mi dulce floare. Și te-ai dus, dulce minune, și-a murit iubirea noastră, floare albastră, floare albastră, totuși este trist în lume. Totuși este trist în lume. Bă, trebuie să spunem adolescenților și nu numai lor că Eminescu a fost copleșit într-un fel sau, dacă vreți, a fost inspirat și, dacă vreți, și-a pus amprenta asupra operei sale, marele Arthur Schopenhauer, marele filozof, da? Eminescu avea, cred că, 10 ani când Schopenhauer părăsea această lume. Era un pesimist, da? Cred că semănăm din punctul acesta de vedere. Păi da, nu întâmplător că ți-a ales și floarea albastră, floarea albastră, totuși este trist în lume. Vreau să vă spun că eu am ales, noi n-am vorbit ce alegem, am ales un sonet. Eminescu și-a dorit dintotdeauna, dragi adolescenți, să scrie genial, dacă se poate, la fel de genial ca, e forțată puțin exprimarea, ca marele William Shakespeare. Și după 4 secole de existență, nu? Nu după 4, după 3 secole, 1889-1616, Eminescu scrie, după părerea mea și nu numai părerea mea, la fel de grozav. Un sonet în care este invocată Fecioara Maria. În spate chiar avem o pictură extraordinară. Răsai asupra mea. Vreau să vă spun că l-a scris într-un moment de mare suferință. De mare suferință, în 1886, când era la Piatra Neamț, la Târgu Neamț, în zonă, și spunea, părinte, se destăinuia să mă îngropați la malul mării să cânte lumină lină, la o mănăstire de maici. Răsai asupra mea, lumină lină, ca în visul meu ceresc de odinioară. O, Maică Sfântă, pururea Fecioară, în noaptea gândurilor mele, vină. Speranța mea tu n-o lăsa să moară, deși al meu e un noian de vină. Privirea ta de milă, caldă, plină, îndurătoare asupra mea, coboară. Străin de toți, pierdut în suferința adâncă a nimicniciei mele, eu nu mai cred nimic și n-am tărie. Dă-mi tinerețea mea, redă-mi credința și reapar din cerul tău de stele, ca să te ador de acum pe veci, Marie. Este ceea ce am găsit acest sonet de inspirație religioasă, dar fă singurul. Cu gândul la poetul nepereche, cu gândul la poezie și nu în ultimul rând la adolescență, dragi spectatori, telespectatori, vă urez toate cele bune, la bună vedere!